Vreau să vă mulțumesc pentru parteneriatul pe care l-am avut în toți acești ani, în special în Consiliul General, unde am avut o direcție clară de a pune ordine în finanțele primăriei, de a pune ordine în investițiile primăriei, de a pune ordine în urbanismul Bucureștiului. Direcția pe care am dat-o împreună este direcția corectă și singura direcție care să ducă Bucureștiul acolo unde ne-o dorim. Vreau să le spun bucureștenilor care susțin continuarea programului bazat pe seriozitate, pe respectul față de banul public, pe investiții, pe un buget care nu se cheltuiește pe prostii, ci pentru lucruri necesare orașului, dați-i și Consiliul lui Nicușor Dan. Pe 9 iunie există o singură opțiune de dreapta și aceea este domnul primar general Nicușor Dan și, evident, o echipă de consilieri care va susține toate proiectele din partea Dreptei Unite. Doar prin susținerea lui Nicușor Dan, bucureștenii pot avea garanția că Bucureștiul se dezvoltă, că administrația Bucureștiului este la dispoziția cetățeanului și că administrația nu va încăpea din nou pe mâna celor care au folosit-o în interes personal. Am schimbat în profunzime modul de a gestiona banul public. Obiectivele noastre sunt reconstrucția sectorului pe niște baze corecte. Am promis toleranță zero față de orice încălcare a legii, față de corupție și mă țin de cuvânt. Niciodată nu-mi voi încălca principiile și promisiunile făcute față de electorat. Clotilde Armand a desfășurat un mandat în condiții deloc ușoare, cu o opoziție sălbatică. Chiar și așa, echipa lui Clotilde Armand s-a descurcat și a investit în școli, în siguranță rutieră, în redesenare de intersecții, astfel încât siguranța să fie pe primul loc, investiții în copiii noștri. Deci despre asta sunt alegerile din 2024, despre viitorul acestei țări. Bucureștenii nu se vor lăsa intimidați și păcăliți de propaganda mincinoasă care s-a axat în ultimii ani de zile pe dezinformare, pe deformarea realității și pe atacuri dintre cele mai mizerabile, pentru că un primar onest își face datoria. Clotilde Armand a impus transparența, a impus legalitatea și a impus utilizarea banului public doar în interesul cetățeanului din sectorul 1. Democrația înseamnă alegeri libere, înseamnă că cei aleși își respectă măcar o părticică din promisiuni. Democrația înseamnă dreptul de informare al cetățenilor. Democrația înseamnă de asemenea că lucrurile importante pentru cetățeni sunt respectate și toți sunt egali în fața legii. De 4 ani de zile să demasc impostura din acest sector și ilegalitățile. Sunt consilier local și am avut șansa să cunosc oamenii din acest sector, stradă cu stradă, bloc cu bloc. Sunt oameni minunați, sunt oameni care au dreptul să simtă ca lor cămin poate să fie unul frumos în care să-și duc o viață bună, decentă și fericită. Eu însumi locuiesc în sectorul 5 și m-am săturat să văd cum oamenii din afara sectorului privesc sectorul ca pe o feudă. Este momentul să ne luăm înapoi sectorul din mâna clanurilor mafiote. E nevoie de o schimbare la primăria sectorului 5. L-am văzut zilele trecute pe cel care a condus acest sector, atacându-l pe Alex Dimitriu, rupându-i din mână pliantele în care avea programul electoral și a arătat într-o conversație despre starea școlilor din sector așa cum este. Un om lipsit de idei, care face circ ieftin și care vrea să lase clanul de la acest sector moștenire ca într-o dinastie mai departe fiului său. În timp ce tot Bucureștiul merge înainte, sectorul 5 stă pe loc sau merge înapoi. Pentru a ieși din această stare de neputință și de disperare din partea multor locuitori ai sectorului 5, soluția corectă pe 9 iunie este colegul nostru, domnul Dumitriu. Mobilizare la vot, fiți inteligenți și puneți în sfârșit la primăria sectorului 5
un om cu scaun la cap, un om cu picioarele pe pământ, un om care nu trăiește din vrăjeală, ci un om care pur și simplu încearcă să facă bine locuitorilor sectorului 5. Succes, Alex!